Deși agențiile de turism au foarte multe oferte pentru giurgiuvenii care nu vor să stea acasă de sărbători și deocamdată doar se interesează de prețurile pachetelor, foarte puține familii și-au rezervat până acum bilete pentru sejururi de 3 sau 4 zile, atât în țară cât și în străinătate. Dacă vreți să vă petreceți sărbătorile de iarnă în țară, trebuie să știți că agențiile de turism au scos pe piață oferte cât mai tentante, ce constau în pachete turistice care au prețuri începând de la 466 de lei de persoană pentru un sejur de 3 zile. Spre exemplu, de Crăciun puteți opta să mergeți la Sighișoara, unde veți beneficia de 3 zile de cazare, servicii incluse, la un hotel de 4 stele la prețul de 668 de lei de persoană. Cei care stau mai bine financiar pot petrece Crăciunul în țară la Predeal, pentru care vor plăti 847 de lei de persoană la un hotel de 5 stele, unde vor beneficia de confort la standarde înalte și foarte multe servicii incluse într-un sejur de 4 nopți. Dacă vreți să mergeți peste hotare și să vă petreceți Crăciunul la Viena, Praga, Croația sau în orice altă țară, prețul unui pachet turistic pornește de la 165 de euro de persoană în piața de Crăciun de la Viena și poate ajunge la 1455 de euro pentru 8 zile la un hotel de 5 stele în India. Dacă vreți să vă petreceți noaptea dintre ani în afara țării, trebuie să scoateți din buzunar minim 165 de euro și asta ca să ajungeți la Viena, unde veți fi cazați la un hotel de 2 sau 3 stele. Dacă vreți să rămâneți totuși în țară și să admirați peisajele României, un pachet turistic pentru Revelion în țară pornește de la 1065 de lei și poate ajunge chiar și la 2200 de lei la Gura Humorului, unde gazdele își întâmpină clienții cu servicii complexe. Așadar, dacă nu v-ați hotărât încă, mai aveți timp, pentru că agențiile de turism de-abia de acum încolo încep să-și vândă pachetele.